Deci, Grigore Oparin la alb, Magnus Carlsen la negru. Apropo, ceea ce vezi aici este elul lor de pe Chess.com, de la șah rapid și blitz. Și într-adevăr, Magnus Carlsen, după cum vezi, a depășit 3200 și Oparin are 3400. Amândoi cu un elo extraordinar, dacă ar fi la fel și la șah clasic. Dar, încă o dată, s-au întâlnit indivizi ăștia, vreo 8 sau 9, așa, și au organizat un turneu pe Chess.com de blitz. Deci partidele sunt de blitz, într-adevăr, dar sunt așa de frumoase și pline de învățăminte, încât efectiv nici nu-ți dai seama că sunt de blitz. Mai ales că se joacă la blitz, având timp scurt de gândire, i-am dat drumul la înregistrare, da, se joacă ceva deschideri din astea care nu sunt la modă, dar le cunoști destul de bine și să încerci adversarul să gândească cât mai mult. Și apar tot felul de bombe. Deci Oparin joacă aici G3. O continuare foarte complexă, să știți. Deși nu este în primele patru, ca să spun așa, alea pe care albul când joacă E4, D4, C4 sau Kf3, se joacă și acest G3 cu posibilitatea de a răspunde în diferite moduri la ceea ce răspunde negru, pentru că această continuare asigură, ca să spun așa, un spațiu de manevră atât albului cât și negru. Totul depinde de cum joacă ei. De exemplu, într-o partidă a lui Retic cu Alehin, Alehin a jucat aici E5 și după Kf3, E4, Kd4, ăsta este un fel de apărarea Alehin, dar cu culori inversate. Înțelegi? În care albul are un tempo în plus, are acest G2, G3, da? Pentru că Alehinul încă o dată începe așa, E4 și după Kf6, E5, Kd5. În poziția asta cu albul, negru n-a remutat G6, da? Pentru că n-a fost primul la mutare. Dar încă o dată, revenind înapoi, deci G3, și poți să joci de asemenea D5 să nu-l bagi în seamă și după Kf3 nebun. Deci ideea albului este următoarea, să joace Kf3, nebun G2, rocadă mică, tip cazemată imediat, bac-bac, și pe urmă, funcție de cum a înaintat negru pionii din centrul tablei, să-i atace imediat. Magnus Carlsen, ce crezi că joacă aici? H5. Ce? Deci, încă o dată, eu îi învăț pe copiii mei. Când faci o mutare în deschidere, trebuie să respecte cel puțin una dintre cele trei reguli. Luptă pentru centru H5? Nu. Te ajută să-ți dezvolți piese ușoare? Nu. Îți pune regele la adăpost? Nu. Eu zic, nu o faci, dar asta o faci. Deci, Kf3 și acum culme, îi dă un pion, H4. Dar cred că pentru începător nu prea e bine să se uite la astfel. Da, nu e bine să se uite la astfel de partidă, pentru că îți dai seama la un moment dat că cel care e în care, cu care joci, dacă este, de exemplu, un monstru cum este negru, pur și simplu te cuprinde desnădejdea, dacă îți dai seama orice ai mutat, pierzi. Evident că nu poți să bați cu gheul, dar bați cu calul, nu? E5, ți-am dat un pion. Ce am obținut pentru acel pion? Coloana H semideschis. D4, imediat îți atac centrul în devenire al tău. E4, dama D4, cal C6, dama E3, șah. Nebune E7, cal F5. Bă, leu, ce doamne iartă-mă! Ăsta e legat, îți atac și la G7. Ce bine stau cu alb. D5. Și nu prea stai bine, de exemplu, dacă îl bați pe ăsta după RGF-ul, pierzi calul. Nu? De aceea, dacă calul e atacat de către nebun, de aceea Oparin bate
calea pe E7 și zici tot stă mai bine albul, pentru că una la mână am un pion în plus, a doua la mână am pereche de nebun. Să vezi cum continuă. Dama G5, din nou ți-l iau pe ăsta la țintă. Un pion atacat, cum este cazul lui Magnus Carlsen. Îl aperi? Nu. Contraataci. Nebun pe E5. Și normal aici, dacă bați, după turn H7, dama asta începe să se simtă incomportabil și eu eventual îți voi bate și la C2. Deci nu poți să spui că vei câștiga pion. De aceea o pari nou, joacă aici ca la 3. Și câte la parte de... 20 și ceva, 21, 22. Stai să vezi. Ca la 3. Păi uite-te, fii atent. Deci ca la 3 să-și-l apere pe ăsta și acum eventual poate îți bate aici. Bate, măi, zice, m-a înscat. Te mai las o dată, bate. Nebun de 2. Rocadă mare. Bate-l. Cu atât mai mult nu mai merge acum. Rocadă mare și el F6. Bate-l. Dar dintr-o dată albul își dă seama că acum chiar nu mai poate să bată, pentru că după dama ea pe G7, dama E6, pierzi dama. Vezi? Eu, bine. Poți să joci și turn H7, ori turn H7, ori turn de ghiop. De aceea, acest F6, trebuie, în acest moment, albul începe să danseze după cum îi cântă negru. Dama F4, dama E3, era mai bine dama F4, dar într-adevăr, să pui dama de pe un câmp unde poate fi atacată imediat. Sau să joace D4 și pe urmă G5. De aceea asta Oparinov sau Oparin, cum Oparin, joacă dama E3. D4, dama B3. În continuare, albul are un pion în plus. În continuare, albul are și pereche de nebuni, dar toate piesele lui sunt pe linia 1, 2, 3 și Magnus deja începe să acumuleze acest avantaj de dezvoltare și de spațiu, nebune 6. Calculatorul zice aici că cea mai bună din parcare ar fi fost C4. Dar e foarte, foarte dificil să faci o astfel de mutare. Și dă calculatorul DC3, nebun C3, nebun B3, turnea pe D7, turnea pe D7 și AB3. Și calculatorul zice aici că negru stă mai bine, dar albul are șansele lui mici, într-adevăr, dar le are de remiză. Pentru că, într-adevăr, negru are o calitate în plus, dar albul are perechea de nebun și au cam dispărut damele de pe tablă. În schimb, Oparin joacă aici ceva mult mai uman. Deci C4 nici să mă puși n-aș fi făcut-o. Chiar dacă mi-ar fi spus un calculator în direct, să zic că aș fi avut niște căști din ăștia și mi-ar fi șoptit că un calculator nemaipomenit, joacă-mă C4, ce mă, ești tâmpit, ai ars, ai început să... Deci joacă dama 4. Dar acum, dama de 5. Atac și turn din H1 și pionul din A2. F3, ca să nu dai turn, dama ia pe A2. Amenințare dama 1. Duceți-vă, eu frumos. Păi am făcut tot, ce să mai... Păi ați făcut-o degeaba. Un sandwich, mâncați fiecare, ca să meargă cafeaua la ceva. Da, să rămână. Da? Ce ameniți? Dama 1, cal B1, dama 4, nu? Da, dama. Deci trebuie să joci B3 să-ți aperi dama. Pentru ca la acest dama 1 să ai cal B1. Nebun și pe 5. Și mă scuzați, vă rog, da. Nu este nimic. Fără intenție. Deci, în continuare, albul are un pion în plus, dar în continuare este sub atac. Calul ăsta este înghețat aici, pentru că albele zbar la C2. Nebunul ăsta este monstru în acest moment. De aceea, cea mai bună, cea mai recomandată mutare de către calculator este acest H4. Cu ce idei? Să schimb? Nebunul, nu? Da. Pentru că nebunul meu, într-adevăr, face cât tot ceapă de gerat. Însă, albul nu mai are timp. Urmează cal de 5, piesa din spate.
Și după Nebuchadnezzar, nebunia pe H3, turnea pe H3 și acest cal intră monstru, cal C3. Cu amenințare mat, dama 1. Că acum dama 1, cal B1, dama B1, ești mat, da? Deci acel cal ameninț și dama 1, dar știi care e culmea? Ameninț și cale 2, șah și mat. Da. Da? Deci acel cal trebuie eliminat, asta e. Și acum ăsta oparin preferă turnea pe D8. Dar acum vreau să spun și eu o întrebare. Ba nu, turnea pe D8, turnea pe D8 și damă G4 șah. Dar acum vreau să spun eu o întrebare. Ce joci la cal C4? Turn de 1 și mat imediat. Da. Deci e un fel de atragere pe un câmp care... De aceea oparin a încercat damă G4, dar după rege B8 a cedat. Pentru că urmează imparabil. Damă B2, da? Sau chiar turn de 1 și urmat de damă B1. De dama 2. De dama 1. Deci... 22 de mutări, nu știu cât naiba a durat partida asta. Și pe urmă, retur s-au întâlnit în runda 7. Deci asta era runda 1. Runda 7. Acum Magnus Carlsen era cu aur. Cum crezi că începe Magnus Carlsen partida asta? H4. Doare! Am început, efectiv, că mă uitau. M-a apucat râsul. Nu, ai ce-mi uitește că am jucat și eu. Ai jucat și tu? Da. Deci, încă o dată, e una din cele mai proaste mutări. Trebuie să mă crezi. Nu luptă pentru centru, nu te ajută să scoți piese ușa afară, nu vei mai face rocadă mică, că cum dracu să faci rocadă, scuză-mă expresia, cum dracu. Cum naiba să faci și rocadă mică când îți pleacă păturica de la prima mutare înainte? Eu știu că ai jucat H3, nu? Dar e chestia, H3 e altceva. Să știi că e mult mai bună în H3. H3, cel puțin, poți să-ți faci rocada, asiguri controlul câmpului G4, nu lași nicio piesă neagră să ajungă la G4, dar H4, dă-o încolo. Dar aici e o chestie și psihologică. Pentru că, încă o dată, negru, acest oparin, care încă o dată e mare maestru, rus de origine, dar e naturalizat în Statele Unite acum și e numărul 67 sau 68 în lume. În lume! Deci are la șah clasic 2660 și nu știu cât, se apropie de 2700, vrea să intre și el în prima ligă. În top 40. Da, în top 40, exact. Și să joci tu cu negru să joci H5 prima mutare și cu albul să joci H4 prima mutare, asta e și un fel de desconsiderare. Și evident că negru este afectat psihic de ceea ce s-a întâmplat în prima rundă și zice, stai un pic că eu vreau să joc cu minte și joacă B6. Dar acum Magnus Carlsen se gândește să vireze dintr-o dată partida într-o deschidere în care acest H4 are un rost și revine înapoi cu E4. Și după nebun B7, cal C3, E6, D4. Ca să înțelegi ce vreau să spun, deci fii atent aici. Nebun B4, nebun D3, cal F6. Și aici se vede într-un fel rostul acestei mutări, H4, care în acest moment este foarte, foarte bună această mutare. Deci fii atent, normal când joci, hai să zicem că joci E4. Și asta e o deschidere, B6. Și să zicem după cal C3, nebun B7, D4, E6, sau nu, este așa, nu D4, nebun B6, H4, dar nu, hai să zicem că joci D4, E6,
nebun de 3, nebun pe 4, să zicem că joci un random move, hai să zicem că joci un nebun de 3, când joc calfe 6, nu poți să împingi, că-ți bat aici, nu? Da. Și-ți iau turnul. În partidă, însă, datorită faptului că Magnus a jucat la prima mutare H4, acum nu mai merge aceeași chestie aici. Pot să împing. Și asta face Magnus Carlsen, pentru că acum, dacă bați, îți joc pur și simplu tur H2. Pentru că ți-am mutat pionul de la H2 la H4. Și ai te pomenești cu două piese în priză. Și e bătaie de numai și de tine, adică pierzi material. Deci, încă o dată, Magnus Carlsen aici pur și simplu a dus partida într-o deschidere în care acest H4 se dovedește util. Cale 4, evident calul ăsta fiind legat, nebunea pe E4, nebunea pe E4, damă în G4. Îți atac și la E4, îmi apăr și la G2, îți atac și la G7. Nebunea pe C2, damă ia pe G7, tur F8, nebun G5. Deci este clar, te rog să mă crezi că în momentul ăsta pot spune chiar că negru intră în poziție groasnică aici. De ce nu joacă nebun H6? Că eu chiar mă gândeam, bă, dar de ce nu joci nebun H6 să pui lăbuța pe el? Adevărul e că pui lăbuța pe el, dar să nu uităm că acest turn în acest moment este păzit de nebunul din B4 și după D5 ai greutăți. Poți să joci și rege de 7. Sau dacă joci A3, poți să și asta era bun. Bun. Deci Magnus Carlsen joacă nebun G5. Nebun E7, tur C1. De ce să bate? O bate tu. Nebunea pe G5. Și acum dacă bat aici, ăsta se retrage bine, mersi. Și pionul H7 nu prea e slăbiciune, pentru că am un nebun de câmpuri alb. De aceea Magnus bate la C2. Și după nebun E7, damă H7. Deci o deschidere din nou jucată aiuristic de către Magnus Carlsen, dă-i câștigat. Este câștigat, pur și simplu, el deja are un pion în plus. Cal C6, cal F3, damă C8, cu ce idee? Să joace damă B7, să-și facă naiba rocadă, să fugă cu regele în centru tablă, din centru tablă. Rocadă mică, uite că Magnus Carlsen face rocadă mică cu pionul la H4. Damă B7. Deci în acest moment este clar că negru vrea să facă rocadă mare, să scap. Ce joci tu aici cu albul să nu facă negru rocadă mare? Deci, vădă-o. Și evident că dacă bați, pierzi imediat, după cal de 5, rocadă mare, turnea pe C6. Urmat de calea pe E7. Salut! De aceea, aici, ăsta nu bate și joacă cal B4. Ce juca aici? Îți atac turnul din C2. Cum opresc regele ăla să nu mai facă rocadă? Deci, cu dată, dacă joci așa, oraș la gara rocadă, dar ăsta zice, păi stai că ți-au turn. Păi da, dacă mă-ți bag cu ușa, mutare intermediară. Rege de 7, și ce dacă? Ți-am dat calitate, și ce dacă? Ai un rege în centru tablei. Uluitor cum se transformă poziția asta. Fii atent aici, zia. Damă C6, turn de 1, rege C8, cal de 4. Toate vin cu tempo. Damă G6, hai să schimbăm damele. No, cal pe 5. A menis calea pe E7. Nebun de 8, damă E4. A menis pe puf.
Tu B8, uite-te la... Credeam că nu ai apărat o damă și puteam să... Iau dama gratis cu o cală. Credeam că poate să... A, nu, dama asta e apărată de pion. Nu, da. Nu. Nu. Dama e 4, tur B8. Toate piesele negre sunt pe ultima linie. Vino, stăpâne, omoară-mă, cal B5. Magnus zice, bine, hai că-ți dau cala 7, 6 și mată. Tur B7, cal D6. Ce uluitor! Da? Bate, șah. Bate, mat. Și jelea mă pe tablă? Da. Pentru că se juca la 5 minute, se gândea că poate îi pică steagul Magnus casă. Deci, încă o dată, când vezi astfel de distrugere, efectiv, zici, Doamne, iartă-mă, nu vreau să mai joc șah, pentru că nu știu șah și sunt indivizi din ăștia care fac ce vor cu mine pe tablă. Joacă H4 la prima mutare sau H5 dacă e cu negru, n-are niciun rost, mă las de șah. Și s-a lăsat sau